Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine, în studioul știrilor și astăzi, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit! Bună, Cătălina, bine m-a regăsit! Cred că astăzi fac din nou apel la amintirile tale din timpul armatei făcute la pompieri. Așa? Te întreb ce? Față de ce e acum cu noile tehnologii și cu noul poligon, iată, inaugurat la Siret, al doilea din țară după cel inaugurat la Iași, acum 2 luni, cum era antrenamentul și pregătirea? Păi, dar nu, dar e la fel, adică tot trebuie să întinzi furtunul, tot trebuie să dai cu spumă când e de dat cu spumă. Dar n-aveai senzori de nopțe, să știi ce fel de gaze sunt. Nu, era așa primitiv, dar antrenamentul am văzut și mai la fel, că doar tot trebuie să alergi, să întinzi furtunul. Manechine ignifuge. N-aveam, nu. Aveam un singur costum. Aveți o mașină, probabil dezafectată, nu? Pe care tot o incendiați? Nu făceam din asta, nu, n-am făcut la mașină. Făceam pregătire, ți-am zis, la fabrici unde erau acolo și era plan de intervenție, cum făcând la fălticeni, era întreprindere chimică, întreprindere de asta, de lână, de fibre, de nu știu ce. Și acolo făceam, bine, pe platou unității la unitate și ieșeam pe teren și făceam acolo ca să știm cum să intervenim în caz de incendiu. Dar tot e foarte mare consumul fizic, tot trebuie să fii bine pregătit fizic. Normal că acum mașinile sunt altfel, dar în general tot aia, tot omul. Aici nu poți să-l pui pe Ion. Nu poți. Pe inteligența. Bun, poți să faci roboți care să-l țin între acolo, să nu mai iasă, știi? Dar tot sunt e pe fizic. Pentru partea de... cu bombe, cu... Da, de sunt. Risc de explozii, sunt trimiși da, și la noi în țară. Asta de sunt pregătire... niște roboței. Da, e... Bun, așa, l-am auzit pe domnul Futur spunând că ar fi bine să se extindă rețeaua asta de pompieri voluntari, să fie în fiecare localitate. Normal că este bine, pentru că până ți ajunge mașina de la Suceava la Berchișești, să spunem, așa, ai ceva de mers până acolo și mașinile astea și ele n-au viteza luminii. Adică merg încetucu, așa, păi, pentru că au și ele... Dacă sunt încărcate, mai ales, deși le pot încărca dacă au rețele... Dacă ai, dar tu trebuie să mergi cu mașina... Deci, că nu știi ce găsești acolo. Cu mașina plină cu apă, nu stăteai să mergi acolo cu ea goară, mă, hai să vedem de unde. Bineînțeles că sunt niște planuri, sau cel puțin erau, adică știai unde sunt hidranți. Dacă este incendiu pe strada acutare, acolo știai că e hidrant colo. Atunci se mai și verificau din când în când să vezi dacă merg. Mă, și dacă mai verifică. Au fost niște situații, da. Ne amintim. Dar referitor la că au venit domnul Desantul. Yasser Arafat și cu Lucian Bute, așa, aici ei au venit pentru că e cu Ucraina. Deci nu au venit că le era dor de Suceava. Și să-i mai astăzi am auzit de foarte multe ori cu prietenii noștri da, ucraineni. Da, păi na, ei sunt Ucraina, deci toți sunt ucraineni acum. Yasser Arafat, el n-a făcut școală în România, nu i-a dat statul român o viață îmbelșugată. Vorbim de domnul Raed Arafat. Yasser Arafat, nu așa-l cheamă. Raed Arafat, evident. El nu i-a dat România o viață îmbelșugată, nu, Ucraina l-a pus. Și șef la DSU, și șef la DSU, și șef la DSU. Și a și oferit României din da, știința și da, din dar n-am zis că n-a oferit, lui. Dar... Și acum oferă și Ucrainei. Când vroia Toarșu Băsescu să-l dea jos, știi, când a intrat el... Când au ieșit oamenii în stradă. Când a intrat Traian Băsescu prin telefon într-un ochi. Era un pic strâmb într-o seară și a dat el telefon să facă ordine în țară. Avea el ceva cu domnul Arafat. Și au ieșit ucraineni în stradă atunci. Era la Kiev, la Harkov, toți ucrainenii să-l apere pe Raed Arafat, nu românii au ieșit în teleconferință stradă. Cu București. Dar bineînțeles, ei au ieșit. După aia domnul Bode, pe el a pus domnul Zelenski, ministru de interne. Nu l-a pus guvernul României. L-a pus, și ei toți sunt cu Ucraina toată ziua. Că dacă îndată mai cer și alipirea, și alipirea la Ucraina. Mă mir că n-au cerut Siretul să treacă. Nu Constituție. A, nu? Dar ce e Constituție? Păi nu știi când venea Traian Băsescu Constituția și o futura și nu o respecta niciodată? Ce e Constituția? Păi este decizia Curții Constituționale pe care nu o respectă. Și? Ce se întâmplă? Fostul primar de la Sibiu de câte ori a încălcat Constituția? De nenumărate ori? Și ce de s-a câte întâmplat? Ori a fost, să zic, dovedit că a încălcat Constituția? De ce să o dovedească? Nimeni nu-l controlează. Și de-aia au venit pentru frații noștri de peste graniță de aici, nu pentru suceveni, pentru români, n-au ei treabă cu... Ai noștri au fost cu circul. Și cu investiția, mă rog, Uniunea Europeană. Da, Uniunea Europeană, da, e un proiect de transfrontalier, nu?
Și ai noștri au asigurat distracția. Alea, tumbe, aprindeau, dădeau foc, stingeau. Și ei sau cred că s-au simțit bine domnul Yasser Arafat cu domnul Cean Bute. Sau cum îl cheamă. Și au plecat, doar Suceava ce are de câștigat. E centrul ăla, probabil că or să vină unii și poate or să plătească, să mai consume pe acolo, pe la Siret, să facă și oamenii aia niște bani. De când a plecat fabrica de cherestea, cam bate vântul. Da, că înainte era în Siret o bugăție. Sorin, de n-ai văzut ce așa însemna cea pentru Siret încă 200 da, ceva de lucruri de muncă e o gaură, da? Nu vine nimeni să... Adică când a apărut cazul ăsta, s-a făcut un pic de, din asta, bursa lucrurilor de muncă, pac, 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 s-a uitat, nu mai. Nici coada de tiruri proiect nu mai este la Siret. Cum? Și devine îngrijorător că ne-am obișnuit cu coada de tiruri spre Siret. Nu dar mai nu mai este nimic, dar a fost cineva, acum nu zic cine, la Cernăuț. Și zic, și cum e acolo? Și că viață de viață. Mergi acolo, îți cumpere, prețuri foarte bune pentru noi, pentru ei, că a căzut ce monedă au ei acolo. Grivnă. Așa, și e scump pentru ei. Dar pentru noi e boierie. Mergi, îți faci cumpărături, erau trei mașini la plecare, trei mașini la intrare. La plecare, da, și la întoarcere. No, poți să aduci, și-au luat oamenii, carne, pește. A zis că acolo sunt, era un magazin cu 30 și ceva de feluri de pește proaspăt. În felul acesta, iată că se încurajează, într-un fel, economia da, Ucrainei, da, nu? Cu și turismul comercial. Tu dacă mergi așa, găsești 5 feluri de pești, așa. Brânzeturi, nu știu, de ce boierii acolo la Cernăuț? E lux. Pentru cine își permite, Sorin? Doamne, da, vrește de necazurile prin care da, trec da, ei, zic că necazurile bine, sunt reale. Da, normal, da, e bine. Nu cum se prezintă că sunt zone în care, într-adevăr, e așa, dar la Cernăuț, om care a fost acolo a zis că e foarte bine. Bine, acum să ai bani. Bine că... Dar de aia, nu, de asta, știi, mă deranjează că, bă, dacă vii aici, zici, bă, ceva și de ai noștri. Fă ceva și cu ai noștri, mai zici. Păi la noi s-a făcut, ce voi să zică mai mult? Uite, e aici, pe pământ românesc. Dacă nu era situația asta... Transfrontalieră. Cu războiul, cu invazia rusă la, în Ucraina, nu o veneam. Celălalt poligon asemănător de pregătire de specialitate a personalului de intervenție a fost construit la Iași în parteneriat cu sau pentru instruirea Moldova comună română-moldoveni. Păi da, și acolo să meargă să vorbească despre moldoveni, doar nu vorbesc despre aia din Iași. Doar că nu era problema așa nu de acută în ianuarie când a inaugurat. Păi, nu, dar tot când merg ei vorbesc despre frații noștri de peste Prut. Lasă pe moldoveni de Iași. Ei cu aia să-i ajute cu bălții, cu... Cum se mai cheamă pe acolo? Tighină. Orhei. 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 Nu mai ieri ce ai zis tu așa, parcă ai avut gura urită, să zicem. Da, mă, dar era... O pierdere pentru era și echipa da, sucedeană. S-a nimerit așa că am vorbit că Daniel Stanciuc nu prinde campionatul viitor aici și că probabil va merge la Dinamo dacă nu afară, dar uite că se adeverește. Cei de la Gazeta Sporturilor au surse bune, că nu bagă ei. Mai și greșesc dată, dar l-au citat și pe Petru Gherban și pe Daniel Stanciuc. Evident că lui Ceave Pascual îi place foarte mult de Daniel Stanciuc din moment ce l-a ținut 53 de minute în meci, 54 meciul cu Insule Feroe, cu un meci din preliminarele campionatului european. Evident că lui Ceave Pascual e tânăr, are 19 ani, știe jocul, vede jocul. E un băiat serios și mai sunt și surse de la Suceava care spuneau că e Dinamo. Adică nu numai cei de la gazetă au aflat. Să dea Dumnezeu să meargă băiatul acolo. A zis domnul Gherman și are dreptate aici și cred că băiatul gândește la fel. Că el vrea să meargă să joace, că dacă le ia la Dinamo și îl pune pe bancă, îl termină. Dar nu cred că asta este intenția lui Ceave Pascual. Cred că le ia să joace acolo. Bun, adică nu să-l bage, joacă prost, indiferent de cum joacă. Dar asta înțeleg că este una din condiții, spunea domnul Gherban, că dacă îl joacă, pleacă, dacă nu se întoarce la Suceava. Dar știți, uite așa, ce sume ridicole, că comparativ cu fotbalul, ar pleca pe 30.000 de euro. Adică 30.000 de euro nu e nimic. În lumea sportului. Banii ăștia sunt salariul pe, la handbal pe 10 luni, sau nu știu, depinde ce jucător ești. Adică nu se compară cu fotbal, a dat
domnul Nea Gigi. Dar de cât ai zis ieri că ar fi fost fotbal? 12 milioane, spunea domnul Popa. Cam așa. Știți, domnul Nea Gigi, că el e campion la transferuri în astea. Și l-a luat pe un băiat săracu, el n-are treabă, el, nu știu, l-au păcălit, adică și părinții uneori și prietenii, și nu sunt corecți cu oamenii. I-au zis că e fotbalist, știi? Un băiat de pe la Arad, Niculescu sau nu știu cum. Gigi a auzit și el că e fotbalist, dar el se zice că se pricepe și săracu băiat, ți-e și milă, i-au dat 1,5 milioane, a dat domnule Gigi, 1,5 milioane de euro pe un băiat pe care lumea l-a păcălit că e fotbalist. De-aia n-are săracă treabă. Deci 1,5 milioane. Pe nimeni în vânt. Nimeni în vânt. Și băiatul ăsta care chiar e valoros, așa, numai că e la handbal, 30.000. N-are handbalul românesc un domnul Nea Gigi? Nu. Nu, n-are. Dar sume din astea ridicole. Dacă păi și publicitatea fotbal, la handbal da, e ieftină față de fotbal. Și publicul nu, da, e adică mai puțin numeros. Ia câmpul 30.000. Ce faci cu 30.000? 30.000 de euro la echipa noastră care e în Liga 1. Nu cred că ajunge de salarii pe lună la echipă. Nu, nu cred. Știi? Adică sume penibile. Mai bine l-ar da așa. Dar mai e aia cu, știi când mai iau căței de rasă și îl dau cu un leu sau nu știu cât. Ca să nu-l dai degeaba. Să nu-l dai degeaba, nu știu. Să zici că se îmbolnăvește și, da, nu, și sau are o viață bună. Da. Nu mai lua aia 30.000 de euro. Zici să dea un euro așa simbolic, așa să aibă băiatul succes în viitor. Numai 30.000, ori un euro, ce faci cu 30.000? Mai bine să nu ia deloc bani. Să lase băiat să meargă. Adică decât ieftin, mai bine gratuit, da? Da, și să spune, uite, din partea Suceavei, știi, să ne dăm și noi mari. Noi ne permitem, uite, de la Suceava vă oferim un jucător valoros, gratis. Luați dinamoviștilor de aici. Dar aveți grijă când jucați împotriva noastră. Da. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin.